Videoclipul de astăzi este un alt caz super cerut de voi. Chiar m-a surprins câți dintre voi vreți episod despre cazul ăsta din România și anume moartea Mădălinei Manole. Chiar înțeleg de ce mi l-ați cerut, pentru că 14 ani mai târziu tot avem întrebări, tot parcă nu se leagă anumite lucruri, dar luăm fiecare detaliu la analizat astăzi și vedem la ce concluzii ajungem. Dacă nu v-ați abonat până acum, vă invit să vă abonați. Tu! Da, tu, cu tine vorbesc. Join the family. Avem crime, pisici, cafeluță. Înainte să începem, vreau să vă mai spun ceva. Probabil o parte din voi știți că numele meu mijlociu e Mădălina. Ei bine, pe lângă faptul că Andreea și Mădălina se potriveau cu numele nașilor mei, mamei a plăcut foarte mult Mădălina și pentru că era fană Mădălina Manole. Deci cam sunt numită după ea, mă rog, cel puțin cu ea în minte. Când eram mică, mama îmi spunea că sunt fata ei cu părul de foc, porecla Mădălinei, deși natural sunt șatenă. Ok, am deviat de la subiect, ne întoarcem la caz. Înainte de toate, să vedem cine a fost persoana și artista Mădălina Manole. Mădălina Manole s-a născut cu numele Magdalena Anca Manole pe data de 14 iulie 1967 în zodia Rac, în orașul Vălenii de Munte din județul Prahova. A fost primul copil al lui Ion și Eugenia Manole și la un an distanță se naște singurul frate al Mădălinei, Marian Manole. A moștenit pasiunea pentru muzică și de la mama ei, care cânta muzică populară, și în copilărie a fost super dornică să învețe să cânte la chitară, așa că a luat lecții. Nu și-a neglijat însă nici studiile, a făcut liceul de chimie din Ploiești. După asta a terminat școala de controlor de trafic aerian de la Băneasa și a și lucrat timp de 4 ani în acest domeniu. Debutul ei în muzică vine în 1980 cu o piesă numită Pentru noi nu poate fi alt cer, care figurează pe coloana sonoră a filmului Nelu. Cu această ocazie, Mădălina joacă și primul rol într-un film. Însă în acest moment, deși începuse să cânte, a apărut și la televizor, nu era atât de cunoscută, nu era Mădălina Manole pe care o știa toată lumea. Asta până când îl cunoaște pe Șerban Georgescu printr-un prieten comun. Șerban era un compozitor super cunoscut care îi compune în 1991 Mădălinei melodia carierei ei. Melodia care a lansat-o pe bune, care a făcut-o super cunoscută și care a rămas melodia la care te duci cu gândul când auzi Mădălina Manole. Și anume, Fata dragă. Tot în 91 și-a lansat și primul album, numit Tot, Fata dragă, și din punctul ăsta a fost propulsată spre faimă, orice român știa cine e Mădălina Manole. A început să aibă concerte nu numai peste tot prin țară, ci și în afară, în Statele Unite, în Canada, Austria, Belgia, Germania, Franța, românii de peste tot voiau să o audă. Și având în vedere succesul albumului Fată dragă, Mădălina și Șerban au continuat să colaboreze, au mai scos o grămadă de albume împreună, doar că între ea și Șerban nu a rămas doar o relație profesională, nu mai era doar o colaborare. Se îndrăgostesc unul de altul, dar țin o bună perioadă de timp în relația secretă. Pentru că erau siguri că o să fie judecați și de presă și de fanii Mădălinei din cauza diferenței de vârstă dintre ei, el era cu 15 ani mai mare. Însă își oficializează relația și totul devine public în 94, când ea avea 27 de ani. Cum s-au așteptat, lumea le-a pus relația sub semnul întrebării, foarte mulți oameni se gândeau că Mădălina stă cu el doar din interes material, pentru că îi compune melodii, pentru că el a lansat-o, pentru că are succes datorită lui. Judecau aspectul ăsta și, evident, diferența de vârstă. Nici familiile lor nu prea erau de acord, familia Mădălinei pentru că el era un bărbat mult mai în vârstă, familia lui pentru că credeau că fata asta stă cu el din interes. Ideea e că acum nu cred că i-ar păsa nimănui, ea avea 27 de ani și el 42, într-adevăr e o diferență. Și când s-au cunoscut, ea avea 20 și el 35, dar au așteptat ceva timp și erau adulți amândoi, puteau să-și ia singuri deciziile. Însă pe atunci, prințesa pop a României împreună cu un bărbat cu 15 ani mai mare, care îi și compune melodiile, scandal! Căsătorie din interes? Deși mie, din tot ce am citit despre relația lor, nu mi se pare că a fost niciun interes din partea Mădălinei. Aș îndrăzni chiar să spun că el a fost iubirea vieții ei. În același timp, era cea mai sănătoasă relație din univers? Nu. Chiar Mădălina a declarat că, citez, erau momente din zi în care l-adoram și alte momente în care l-aș fi împușcat. Pare genul de relație toxică în care atunci când e bine, e divin și când e rău, e horror. Pe plan profesional însă, Mădălina continuă să aibă succes din ce în ce mai mult. A fost aleasă de firma internațională Procter & Gamble să le facă reclamă la șamponul Head & Shoulders, ceea ce era foarte rar pe vremea aia când își face debutul un produs pe piața din România, să fie și reclama făcută cu o persoană din România, cu o vedetă din România. Dar ea, sincer, avea un păr super broșcat și plin de volum mereu, deci înțeleg de ce au ales-o. Mi se pare că s-a potrivit perfect pentru reclamă și cu ocazia asta s-a ales și cu porecla Fata cu
părul de foc. Povestește în reclamă cum la un moment dat un fan i-a adus cadou o păpușă care avea părul roșcat super frumos și i-a zis că i-a amintit de ea, numind-o fata cu părul de foc. Haideți să vedem împreună reclama din 1997. Frumos an! Ma, cât de important e pentru cariera mea să am părul frumos, fără mătrață, când la un concert am primit o păpușă cu dedicația pentru Mădălina, fata cu părul de foc. De aceea folosesc Head & Shoulders. Head & Shoulders îndepărtează mătrața, ajută la prevenirea apariției acesteia și redă părului frumusețe. Vedeți? Cu Head & Shoulders n-am nici urmă de mătrață. Părul meu radiază de frumusețe și încă mai primesc păpuși. În momentul ăsta, cum v-am zis, era picul carierei ei. O să vă citesc ce a spus chiar ea. Îmi aduc aminte că eram plecată cel puțin 20 de zile din 30, cât are o lună. Tot timpul făceam și desfăceam valizele, îmi era tare dor de patul de acasă, dar sălile arhipline și zecile de buchete de flori pe care le primeam, bucuria de pe chipurile oamenilor atunci când mă vedeau în carne și oase pe străzile din orașul lor, păpușile pe care mi le aduceau copiii la fiecare spectacol, autografele și scrisorile primite de la fani, melodiile cântate de ei vers cu vers, toate astea m-au făcut să uit de lucrurile mai puțin plăcute din viața mea de artist, dorul de cei dragi de acasă, articolele din presa de scandal, renunțările, sacrificiile, dieta normală a unui artist. Din chestia asta se vede clar că nici pe atunci nu era totul roz în viața ei. În vara anului 2000 apare albumul Dulce de Tot, cu melodia Tu n-ai avut curaj, care e una din cele mai populare melodii ale ei și personal e preferata mea. Dacă n-ați ascultat-o niciodată, o să vă las link în descriere, mergeți să o ascultați după videoclipul ăsta, e foarte mișto. Ca artistă, clar, era plină de realizări, doar că lumea începe să observe că nu se întâmplă nimic în viața ei personală din ce s-ar fi așteptat publicul, adică să apară și un copil. Era presiunea aia din partea oamenilor care se gândeau, cuplul ăsta e împreună de atâția ani, de ce n-au încă un copil? Mi se pare că se mai întâmplă și astăzi chestia asta, dar nu la fel ca atunci. În fine, este un interviu luat de Stella Popescu cu Mădălina și Șerban când sunt întrebați de ce nu au un copil încă. Sper să pot să vă pun un fragmentel din el în videoclip, dar dacă nu, practic sunt întrebați ce mai așteaptă, de ce nu s-a întâmplat încă. Și se vede că nu e cea mai confortabilă întrebare, amândoi spun că au programul foarte plin, că sunt concentrați pe carieră, că au stilul ăsta de viață în care nu prea stau pe acasă și un copil are nevoie de îngrijire și de părinți prezenți. Nu voiau să facă un copil și ei să fie plecați 20 de zile din 30, cum a zis Mădălina. Mariana Profir te întreabă, când te hotărăști totuși să faci copii? Știi de ce te întreabă? Pentru că lumea vrea să faci niște copii superbi ca tine, gând, talentați ca tine și ca Șerban. De asta te întreabă. Gând la gând cu bucurie. Pentru că noi ne-am propus ca anul ăsta să se întâmple în sfârșit lucrul ăsta. Evenimentul. Adică, absolut, da. Îmi doresc din tot sufletul Tu ce ești, Șerban, poți? Un copil. Bineînțeles. M-am abținut până acum. Nu, problema este această viață agitată și foarte stresantă și dumneavoastră știți lucrul ăsta. Problema este de timp pe care trebuie să ne-l facem pentru liniștea noastră sufletească, nu? Dacă eu tot timpul sunt plecată, dacă tot timpul suntem plecate aici, nu, un astfel de turnee și tot timpul avem aceste preocupări, cum este de exemplu discul ăsta, tot timpul există această nebunie, acum ai de scos un disc, acum trebuie să te prezinți la un festival, acum trebuie să ai o filmare de făcut nu știu unde. Dar cred că și e și o mică frică în toată povestea. Nu, Stella, dăm voie să spun. Este vorba de ceea ce, ce privește cariera. Ea a trebuit să facă niște pași spre afirmare. Da. Oare, din păcate, marea noastră dorință de a avea un copil a fost pusă în balanță la un moment dat cu făurirea numelui ei de vedetă. Asta e ce au declarat public. Adevărul e că încercau să aibă un copil, doar că nu le-a reușit. În 2002, după 8 ani de căsnicie, cei doi au divorțat, iar Mădălina a invocat ca motiv infidelitatea soțului. Despre asta el a spus așa: nu poate să mă acuze de nimic concret, nu sunt un sfânt, dar niciodată nu am fost vagabond, alcoolic sau violent. N-a zis că ai fost vagabond, alcoolic sau violent. A zis că ai fost infidel. Eu n-am știut de divorț decât cu o săptămână înainte, mi-a pus o hârtie pe masă, apoi și-a luat bocceluța și a plecat. Nu știu ce s-a întâmplat. După asta, anii au trecut și fiecare și-a refăcut viața. Șerban s-a căsătorit cu o fată numită Eniko, despre care mi s-a părut interesant că și ea era cu câțiva ani buni mai tânără decât el, 20 și ceva, dacă nu mă înșel. Cu ea a făcut și o fetiță, Alessia Ana Maria. Însă și după ce și-a refăcut viața, a continuat să spună că Mădălina îi făcea rău, citez,
cu cuvintele noii sale familii. Nu știu exact ce înseamnă asta. În mai 2003, Mădălina lansează cel de-al 8-lea album, A fost, va fi iubire, despre care a povestit așa. Pentru că în viețile noastre ale tuturor a fost iubire, există iubire și va fi iubire. Fără iubire nu se poate, este albumul cu numărul 8 din cariera mea. La toate țin foarte, foarte mult, dar acesta este puțin mai special, pentru că toate cele 10 melodii sunt compuse de mine. Deci muzica este a mea, iar versurile sunt toate ale Roxanei Popescu și atunci emoțiile sunt puțin mai mari, pentru că este un album mai special, pentru că am muncit mult mai mult la el decât la celelalte. Există o coincidență, cred eu, fericită. Anul acesta se fac 15 ani de la debut și sper din tot sufletul că fiecare dintre dumneavoastră, dintre voi, cei care veți apuca să ascultați albumul, vă veți regăsi în una, două, trei melodii din albumul ăsta. Câțiva ani mai târziu, pe 4 martie 2007, la ora 20, Șerban Georgescu a murit în urma unui infart suferit la reședința lui din București. Foarte interesant mi s-a părut că după ce a murit soția lui, Enico, a spus că, citez, Șerban a murit iubind-o pe Mădălina. Cântăreața nu a fost însă la înmormântarea lui. Mădălina și-a refăcut și ea viața alături de inginerul și compozitorul Petru Mircea, despre care spunea într-un interviu următoarele: el este omul sufletului meu, puiul mă învață să fiu fericită, mă învață să fac primii pași, să spun din nou te iubesc și să mă las iubită. Acum am nevoie lângă mine de un om care să mă facă să râd, pentru că viața mea a fost mult prea încrâncenată. Și deși din relația cu Șerban amândoi au plecat împăcați că nu pot să aibă copii, fiecare credea că problema e la el, doar că am văzut Șerban a putut să aibă o fetiță, și minunea s-a îndeplinit și pentru Mădălina. Pe 8 iunie 2009, cântăreața a devenit mamă. La vârsta de aproape 42 de ani a adus pe lume un băiețel de 2,6 kg și 52 de centimetri, cu 2 săptămâni mai devreme decât era planificat. A născut la maternitatea Giulești din capitală și câteva luni mai târziu, în octombrie 2009, Mădălina și Petru s-au căsătorit și au făcut în aceeași zi și botezul băiețelului, Petru Junior. N-au vrut să facă cine știe ce eveniment, au vrut să păstreze discreția, la nuntă au fost alături de ei doar familia și prietenii cei mai apropiați. Mădălina a purtat într-adevăr o rochie albă, dar scurtă, și părea că în sfârșit e împlinită pe toate planurile, în sfârșit i s-a împlinit și visul de a fi mamă. Este și un interviu cu ea din perioada asta în care spune că în sfârșit a reușit să bifeze și căsuța asta din lista dorințelor ei. Tot în interviul ăsta am observat că reacționa ciudățel când i se puneau întrebări de genul ce dietă ține ca să arate așa bine, ce produse folosește, cum își îngrijește părul. Știu că acum nu e cea mai politicoasă întrebare să întreb pe o femeie ce regim ține, mai ales când vine să vorbească de muzică, nu de dietă. Dar asta se întâmpla cu 14 ani în urmă. Lumea era mult mai obsedată de metode de slăbit, metode rapide de slăbit. Diete, minune, cum să facem să arătăm ca Mădălina Manole. Cu toate astea, cum am zis, mi se pare că reacționa ciudat la orice întrebare ținea de aspectul fizic. O să vedem mai încolo de ce e importantă chestia asta. Pode, arăți super. Cum reușești? De sport, regim? Sigur, ascultătoarele și telespectatoarele se întreabă acum. Habar n-am, e atât de relativă, depinde de reperul pe care îl ai. Dacă e să mă raportești eu la cineva pe care îl, nu știu, pe care îl văd trecând sau stând într-o stație de metrou, zic că poate arăt mai bine. Dacă e să iau ca reper vreo divă, chiar așa, de aici, de la noi sau de sau la Hollywood, da? Sau de oriunde, atunci ar mai fi multe de făcut. Eu sunt un om care își conștientizează absolut toate defectele. Da. Așa că ce să spun, atunci când primesc astfel de complimente mă fâstâcesc și mai tare. E o treabă care, știu că sună clișeu, dar asta este, vine din interior. Oricum, starea mea de spirit este cea pe care o știe toată lumea acum, când niște vise mi s-au împlinit în sfârșit. Și probabil că sunt momente când lucrul ăsta se vede la exterior, dar sunt și momente în care arată extrem de obosită sau știu eu. Și așa am ajuns în anul 2010. În martie și-a lansat cel de-al 9-lea album, numit 09 Mădălina Manole, pe care începe să-l promoveze la televiziuni. Cât timp a lucrat la album, a acumulat super multă oboseală, aproape se îmbolnăvise din cauza oboselii, din cauza neodihnei. Și în toate interviurile astea de promovare mi se pare că se vede oarecum că nu era în apele ei. Bine, poate la momentul respectiv, când au văzut oamenii interviurile astea, nu au
tras un semnal de alarmă, pentru că nu sunt chestii atât de ciudate, dar uitându-ne în spate, știind ce urma să se întâmple peste numai câteva luni, pare că au existat niște semne acolo. O să încerc să vă pun cât mai multe secvențe, dacă nu am voie și trebuie să le scot din videoclip, o să vă las link-uri către toate în descriere. E un interviu, în mod special, cel de la Măruță, în care mi se pare că se vede că e agitată, se vede că e preocupată de ceva. A lansat site-ul madelinamanole.ro. Găsim acolo, deci, melodiile și le poți descărca, bineînțeles, contra cost, nu? Absolut. Mi se pare firesc. Și ce mai găsim pe site? Hai că până intră lumea, mai spune-ne. Accesați-l și o să vedeți tot ce trebuie să știe de acum încolo. Ai un forum unde vorbești cu cei care îți trimit mesaje? Sunt mai multe pagini unde îmi pot lăsa comenturile lor și, evident, există și pagina de contact unde... Unde să-ți trimită tot. Să-mi trimită absolut tot ceea ce simt ei să-mi spună. Foarte frumos cântecul de mai devreme, este, așa pozitiv. Este, da, mulțumesc din suflet. Este treaba asta cu comunicarea, e un lucru la care țin foarte mult. Mi-am dorit întotdeauna să știu ceea ce le place, ceea ce nu le place celor care au rămas, care sunt în continuare lângă mine și era important să existe o nouă față a site-ului. Slavă Domnului, tu ai foarte mulți fani, că de fiecare dată când te duci la câte o emisiune, ne bombardează pe noi cu mesaje. Iar dacă nu ești la emisiune, dar pe Madelina Manole, de ce n-ați invitat-o? Ce se întâmplă, Madelina Manole? Un alt interviu care mi-a atras atenția e unul de la Neața cu Răzvan și Dani de pe 10 mai 2010, deci cu 2 luni înainte de evenimentul tragic. Povestește cum nu s-a dus niciodată într-o tabără pentru că părinții ei nu aveau posibilități să o trimită și că trebuia să meargă totuși la un moment dat, părinții strânseseră bani să o trimită în tabăra aceea, costa 500 de lei. Însă asta însemna cam jumătate din veniturile familiei și la un moment dat i-a auzit pe părinți discutând despre chestia asta, spunând că nu știu cum o să se descurce fără banii ăștia. Așa că Mădălina, copil fiind, s-a dus la ei și le-a spus că renunță, că nu mai vrea să meargă în tabără. Mi se pare că se vede foarte multă tristețe în vocea ei când povestește chestia asta. Despre restul interviului nu știu exact ce să zic, mi se pare că prezentatorul încearcă din răsputeri să ducă discuția într-o zonă sexuală și mi se pare că ce voia să prezinte ea ca artistă era o persoană serioasă. Nu părea că apreciază glumele de genul, nu știu. Nu zic că e ceva atât de tabu încât nu se poate discuta sau că ar fi fost o glumă atât de proastă încât să nu poată să o guste. Zic pur și simplu că se vedea pe ea că nu era chiar confortabilă cu subiectul. Ce vreau să te întreb? Tu vocea asta spre un pic răgușit o ai de dintotdeauna? Adică de când te știi tu în liceu? Nu, da, din liceu, da. În școală era foarte, foarte, dar ușor, ușor s-a... Ai fost și pițigaiată vreodată? Da. Te urau colegii, da? Ce mă gândeam? Cu cort ai mers vreodată în liceu? Nu. N-ai mers cu cort. Nu. În tabără? Deci... Nu. Ultima mea șansă de a merge într-o tabără a fost în clasa 8-a. Costa 500 de lei. Erau bani foarte mulți pentru noi, pentru familia mea care trăia dintr-un singur salariu și ai mei făcuseră efortul ăsta, pusesele cei 500 de lei deoparte, dar dintr-un salariu de 1000 și un pic, da. Dar pe urmă eu i-am auzit, tocmai ne mutasem într-un alt apartament, trebuiau schimbate niște lucruri acolo și am auzit că făceau eforturi mari și am renunțat. am lăsat cei 500 de lei pentru a rezolva problemele din casă, din familie. Așa că n-am ajuns. Și eu nu știu cum e într-o tabără. Eu am fost într-o singură tabără în viața mea, la Râul Alb, în clasa 4-a, unde pentru prima oară am văzut că trebuie să vomiți dacă mergi cu autobuz sau autocarul. N-am știut că trebuie și mă ține pregătit. Și după aia nu m-a mai lăsat mama niciodată, pentru că a crezut că îmi pierd virginitatea. Fii mamă de 2 băieți și a zis... Vorbesc serios. O înțeleg. Mi-a dat și bani și tot ce îmi trebuie, dar astea, virginitatea era puțină. De ce te întreb de tabără? Eu dacă m-am dus de sub tabără și nimic. Dacă aveam o colegă cu vocea ta... Două, trei ori pe an mă duceam. Da, pe el îl trimiteam, mai că s-a în tabără tocmai ca să-și priază și nu știu mai pierde. Dacă aveam o colegă cu vocea ta, o puneam să ne trezească dimineața. Jur! Să ne bată la ușă. Dani, Răzvan... Acum am ajuns, din păcate, în cel mai dureros punct al poveștii. Haideți să vedem împreună cum au arătat ultimele 24 de ore
din viața Mădălinei. Mădălina și soțul ei, Petru, s-au dus la un studio pe Calea Victoriei, unde, alături de formația ei, Mădălina a făcut repetiții până în jur de ora 22. În ziua de duminică, 18 iulie, urmau să cânte la Brăila. A părut într-adevăr puțin mai retrasă la repetiții, dar nimic ieșit din comun. Sau ceva care să iasă în evidență față de colegi, la plecare și-a luat la revedere de la ei, așa cum făcea de obicei. Ea și Petru s-au urcat în mașina lor, s-au oprit pe drum spre casă la un supermarket din Băneasa și se văd pe camerele din magazin cum par oarecum supărați, nervoși unul pe altul, pare că erau certați. În fine, au ajuns acasă la vila din Otopeni, era deja trecut puțin de miezul nopții, ceea ce însemna că era 14 iulie, ziua de naștere a Mădălinei. Ziua în care a împlinit 43 de ani. Ca să sărbătorească, soții au ciocnit un pahar de șampanie și după s-au băgat la culcare, Petru a dormit în jur de ora 1 noaptea. Nu se știe exact și nu avem de unde să știm, nu o să aflăm niciodată dacă Mădălina a dormit vreun pic, eu tind să cred că nu, pentru că la ora 2 și 31 de minute Mădălina a scris pe telefonul ei un mesaj de adio. Mesajul zicea așa: nimeni nu are nicio vină, toți mă iubiți enorm și ați făcut totul pentru mine. Motivul este acesta: nu mă mai pot suporta fizic vorbind. Sunt defectă, un rebut, așa am fost mereu, dar acum de-abia realizez cu adevărat. Te iubesc, puiucul meu, ai făcut totul pentru mine, te iubesc, îngerașul nostru, vă iubesc, mami, tati, Marian, Mihaela, Mihăiță, mama, tata, Botoșani, Dana, George, copii, ați făcut totul pentru mine și toți ceilalți ați fost buni cu mine. Puiucul meu, puiucul meu, puiucul meu, puii mei. Într-un alt SMS trimis lui Petru Mircea spune așa: știu că mă iubește multă lume și îmi pare rău, dar nu mă mai simt frumoasă. Asta încercam să zic mai devreme, când mi se părea că în fiecare interviu, când era întrebată de orice legat de aspectul fizic, se vedea că se simte extrem de inconfortabil. Am impresia că a și spus chestia asta, că întrebările de genul o fac să se simtă oribil. Ne întoarcem la ora 2:31, când artista a coborât scările și a ajuns la parterul casei ei, a înghițit un pahar de otravă. Și-a pus capăt zilelor înghițind un pesticid extrem de toxic numit furadan, pe care a reușit să-l procure cu ajutorul unei fane și al unui traficant din Timișoara. A rugat-o pe fana asta a ei să o ajute să facă rost de furadan, pentru că zicea că vrea să le facă o surpriză socrilor care au probleme cu dăunătoarele, ei ocupându-se de agricultură. Vă citesc mesajul Mădălinei către fana ei: bună iubirico, vreau să te rog să suni la un număr de telefon, să întreb dacă au furadan, spune-i că vrei un litru, cât costă, cât durează livrarea la București. Vreau să le cumpăr socrilor mei pentru grădină, să le fac surpriză, scrie-mi ce ai făcut, nu mă suna că mă doare gâtul și nu trebuie să vorbesc zilele astea, scrie-mi scumpa mea. Într-un alt mesaj, după ce i-a spus fana că a făcut rost de furadan, Mădălina a rugat-o să-l ascundă printre niște cutii de cadouri ca să nu se vadă ce e. În fine, efectul substanței este a fost atât de puternic încât mesajul acela lung pe care vi l-am citit mai devreme, Mădălina nici n-a mai apucat să-l expedieze. I s-a făcut rău instant și a căzut pe hol, lângă baie, la parter. La 5:30 dimineața, soțul ei a realizat că Mădălina nu e în pat. După ce a strigat-o și a văzut că nu primește răspuns, a coborât, unde a găsit-o pe Mădălina întinsă pe jos, fără suflare. A sunat la ambulanță și acum am o informație de care nu sunt 100% sigură, pentru că cu cât am săpat mai mult ca să aflu care e adevărul, cu atât am găsit mai multe variante, dar o să vă menționez oricum. Aparent, când a sunat la salvare, soțul a spus că soției e puțin rău, ceea ce e extrem de ciudat de zis când soția ta e întinsă, inconștientă, fără suflare, pe jos. Salvarea a ajuns la 5:45, însă deja era prea târziu, nu s-a mai putut face nimic. N-au putut decât să constate decesul. Moartea ei a șocat nu numai fanii, ci, sincer, a șocat toată România, mai ales în circumstanțele astea. În primele ore ale zilei ei de naștere, cu un bebeluș de crescut acasă, cu concerte planificate, cu un album abia scos, nu avea niciun sens nici pentru public, dar nici pentru familie. Eu mi-amintesc că aveam 13 ani pe atunci, și cumva la televizor câteva zile nu s-a mai vorbit despre altceva. Pur și simplu asta era știrea, pe orice canal de știri dădeai, numai despre asta se vorbea. Și pentru că lumea a început să sape, au și ieșit chestii la suprafață. Era clar că Mădălina suferea de depresie postnatală de un an deja și în 2010 a mai avut 3 tentative de-a-și lua viața. Folosind ibuprofen și paracetamol, chestia e că 2 dintre cele 3 tentative nu există, nu pot fi probate decât prin declarația soțului. Pentru că nu s-a ajuns la spital, nu s-a cerut ajutorul nimănui, dacă s-ar fi cerut ajutorul cuiva, persoana aia ar fi devenit martor în cauză, dar nu.
A treia tentativă însă poate să fie aprobată pentru că Mădălina a ajuns la spital. Cântăreața fusese internată pe 17 iunie la Spitalul Floreasca, deci cu mai puțin de o lună înainte, în urma unei tentative de suicid. Despre acest episod, varianta lui Petru Mircea e că Mădălina a înghițit 50 de pastile de paracetamol. Problema e că informația asta nu se găsește în niciun înscris de la spital, nu e în niciun sistem și am văzut o opinie interesantă. O folie de paracetamol are 10 pastile, o cutie de paracetamol are 20 de pastile. Și am văzut opinia cuiva care spunea că ce persoană care vrea să-și ia viața are atâtea cutii de paracetamol și nu ia toate pastilele pe care le are. Ce persoană care vrea să-și ia viața lasă o folie neatinsă. Din chestia asta cu 50 de pastile reiese că Mădălina ar fi avut la dispoziție 3 cutii de paracetamol și n-ar avea sens de ce s-a oprit și a lăsat o folie intactă. E o chestie interesantă și asta, însă pot să găsesc și argumente împotriva teoriei astea, de unde știm că avea 3 cutii intacte, de unde știm că nu avea 2 cutii și o folie în plus, de unde știm că nu i s-a făcut rău între timp și nu mai era capabilă să mai înghită ceva, așa că s-a oprit la 50 de pastile. Ce e ciudat într-adevăr e că nu apare chestia asta nicăieri în sistem. Însă despre tot incidentul, familia a spus apropiaților că Mădălina a înghițit din greșeală prea mult paracetamol pentru o răceală. Părerea mea e că nu ai cum să înghiți din greșeală atâta paracetamol cât să-ți dăuneze. Ok, iei din greșeală cu o pastilă, două mai mult, dar nu ți s-ar face rău în niciun caz în halul ăsta cât să ajungi la spital. Ce teorie am văzut și ce tind să cred și eu e că, într-adevăr, Mădălina a încercat să-și ia viața folosind paracetamolul, a ajuns la spital, au făcut-o bine și fiind vedetă, familia a tras desfor în stânga și în dreapta ca să nu ajungă informația asta publică. Nu acuz pe nimeni, nu zic că e o informație probată, e doar o teorie pe care am văzut-o. Altă probă extrem de importantă este o filmare cu Mădălina în oglindă, luându-și la revedere, filmare în care se aude pe fundal vocea bebelușului. E ceva extrem de trist, se vede durerea în ochii ei și faptul că se aude și bebelușul pe fundal, e groaznic, incredibil de trist. Deci avem pe de-o parte SMS-ul de adio, filmarea în oglindă și avem și un bilet de adio scris de mână de Mădălina. Pe bilet scria așa: nu mă judecați, nu vă judecați, dragii mei. Mi-a dăruit Dumnezeu cel mai frumos și curat suflet din lume, puiul al meu, cel mai mare și minunat dar, copilașul nostru, cei mai buni și sacrificați părinți din lume, frate drag, nepoți dragi, rude, prieteni, atâta lume cu suflet curat în jurul meu. Nu le merit, nu știu ce să fac cu ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos. Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte și astea mă fac să gândesc că trebuie să mă opresc aici, cu viața mea. Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu. Voi toți m-ați iubit și mi-ați arătat lucrul ăsta mereu, tot timpul. Și totuși, eu gândesc că trebuie să mă opresc aici, cu viața mea. Așa gândesc eu, așa trebuie. Cum să închei rândurile astea? Cum? Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toți, dar și la ce să fac să nu mai fiu. Pui mic să rămână o perioadă la Botoșani cu mama și tata, poate mă va ierta mai târziu când va fi mare. Puiu cu meu, ai grijă de tot, atât cât poți. Nu uita de banii de la BRD în cont euro și ai mei scumpi să mă ierte, atât pot să gândesc, am ajuns aici numai din vina mea. Și să-l iubească mult pe puiu, rămâne sufletul meu pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru sufletul lui. Nu mă judecați, nu vă judecați, dragii mei părinți și frate, mergeți înainte de dragul copilului nostru și de dragul lui Mihăiță, vă implor. Vinde tot ce se poate vinde, casă, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru pui mic, în paranteză școli, și pentru Mihăiță, Marian, Mihaela. Mihăiță, Marian și Mihaela fiind familia fratelui ei. Sicriul cu corpul neînsuflețit al Mădălinei a fost expus la Casa Radio din București și apoi la Casa de Cultura Sindicatelor din Ploiești. Cântăreața nu a fost înmormântată cu o
slujbă obișnuită de înmormântare, având în vedere moartea prin sinucidere, însă a avut parte de o slujbă specială pentru astfel de situații și apoi a fost înmormântată la cimitirul Bolovan din Ploiești. Sunt foarte multe filmări cu familia și în special părinții ei care erau distruși, ți se rupe sufletul. Evident că s-a demarat și o anchetă în cazul morții Mădălinei Manole și să vedem ce spune rechizitoriul. Prin rezoluția din data de 19 ianuarie a parchetului de pe lângă Tribunalul București, s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracțiunea de omor prevăzută de articolul 174 din Codul Penal, întrucât decesul numitei Magdalena Anca Mircea nu a fost consecința unei fapte prevăzute de legea penală. La autopsie s-a stabilit că moartea artistei a fost violentă și cauzată de insuficiență cardiorespiratorie în urma intoxicației cu carbofuradan. Calea de pătrundere a substanței a fost digestivă, adică pe cale orală. La autopsie s-a constatat o leziune traumatică, mai simplu o lovitură la cap, care s-a produs cel mai probabil când Mădălinei s-a făcut rău din cauza substanței și a căzut lovindu-se la cap. S-a stabilit însă că nu lovitura asta i-a cauzat moartea, era ceva ce s-ar fi rezolvat în 8-9 zile de îngrijiri medicale dacă nu ar fi existat o travă în sistem. Procurorii au mai stabilit că una din amprentele ridicate de pe flaconul din plastic pe care scria pesticide găsit lângă corpul Mădălinei era de la degetul mijlociu de la mâna dreaptă a artistei. Pe flacon mai erau încă 3 amprente despre care s-a concluzionat că nu conțin suficiente elemente dactiloscopice necesare identificării persoanei care le-a făcut. S-a analizat și biletul de adio și s-a stabilit că într-adevăr scrisul îi aparținea Mădălinei. Au comparat biletul respectiv cu alte înscrisuri oficiale semnate de Mădălina și concluzia a fost următoarea. Concluziile raportului de constatare tehnico-științifică au fost în sensul că scrierea de pe toate înscrisurile avute la dispoziție a fost executată de aceeași persoană, precum și că înscrisul în cauză nu prezintă modificări și nu a fost realizat prin imitare. Deși în biletul de adio Mădălina spera că toată lumea o să se înțeleagă și toată lumea o să trăiască veselă în continuare după moartea ei, între părinții și fratele ei pe de-o parte și soțul ei, de cealaltă parte, a început un război. Părinții ei cel puțin au fost înnebuniți de durere și voiau să găsească un vinovat, voiau să înțeleagă de ce s-a întâmplat chestia asta. Și au început să arate cu degetul către Petru Mircea. Lucrurile au ajuns atât de rău încât la un an de la moartea ei sunt filmări cu părinții și soțul ei la mormântul ei. Când se ceartă și fac dita mai scandalul și își vorbesc oribil, mama Mădălinei acuzându-l pe Petru că el a băgat-o în mormânt, că el i-a omorât fata, el plângând și zicând că putem să ne certăm la poarta cimitirului, dar haideți să nu dezonorăm mormântul soției mele. Oameni prezenți luând partea părinților și înjurându-l pe Petru. Afară! Afară! Lasă acolo! Nu fale peste! Dă-ți nu vreau de vorbă cu Iezidea. Te rog frumos să încetezi. Cine vorbește? Cine vorbește? Da? Dă-mi una ca la televizor. Cum faci cu presa, nesimțitule? Că ești moldovean de-al meu. Și ești un prost. De lângă mormântul fetei mele. Apară. Apară. E apropiat și cu soțul ei. Aduceți-i copilul să-l vadă. Aduceți-i copilul. Păi vreau să știți, faceți un mare păcat. Sunteți fanii Mădălinei Manole sau sunteți fanii părinților? Iertați-mă, nu drăcuiți la mormântul soției mele. Da, merită așa ceva soția mea să vorbiți în halul ăsta? Știi că eu dacă eram... Vă cred, dacă drăcuiți la mormântul ei, vă cred ce mulți ați iubit-o. Iertați-mă, vă rog din suflet, nu vă purtați așa aici. Vă rog din suflet, nu vă purtați aici. Haideți să ne porcăim la poarta cimitirului, vreți? Hai să iasă așa, la un an. Ăștia sunt părinții soției mele de păcat. Nu am ce să fac, nu am nicio putere. Nu merită să se vorbească așa lângă mormântul ei. Indiferent cine ce-ar avea împotriva... Cui ar avea. Mi-a băgat copilul în mormânt. Și nu voi ierta. Acest om trebuie judecat. Prima dată și mămica lui și toți. Deși, cum am zis, ancheta a stabilit că moartea Mădălinei a fost o sinucidere, evident că a existat și teoria că a fost, de fapt, omor. Despre teoria asta, în primul rând, vreau să vă citesc ce a spus Marian, fratele Mădălinei. Nu cred și nu am să cred niciodată că după ce am vorbit cu ea la telefon și am făcut planuri de vacanță, iar ea ne-a invitat de ziua ei,
noaptea a nebunit și și-a luat viața. Nu are nicio logică. Nu cred că așa procedează un sinucigaș. Cum s-ar spune, ea ne-a amăgit, iar noaptea a comis suicidul. Ca să ce? Pe 13 iulie, cu o zi înainte, Mădălina a vorbit cu noi, familia, de câteva ori, cu mama, cu tata, cu mine și cu fiul meu, la diferite intervale orare, ne invita la otopeni a doua zi de ziua ei și ne spunea să fim prezenți neapărat după amiază, pentru că trebuie să ne spună ceva important. Lui Mihăiță, fiul meu, i-a promis că în august mergem la mare, la bulgari, cu cel mic, cu toții. Tot fratele ei a spus că în ultima vreme Mădălina i se confesa că nu se mai înțelege nici cu soțul, nici cu socrii. Mi s-au întipărit în minte cuvintele ei și mi-a mai spus ceva, nu pe 13, ci cu câteva zile în urmă. Fratelo, ăștia doi mi-au mâncat zilele, îmi fac viața un calvar, să nu le spui lui mami și lui tati, o rezolv eu singură, nu sunt minciuni, nu inventez. Mai mult, Marian spune că a văzut biletul de adio și că lui nu îi se pare că ăla era scrisul Mădălinei. Alt detaliu care ar putea să susțină teoria asta e legat de pantalonii cu care era îmbrăcată Mădălina când a fost găsită, care erau murdari de pământ la cusătura de jos. Pantalonii nu erau pantaloni de pijama, nu erau pijamalele cu care dormea Mădălina de obicei, ci erau niște pantaloni pe care îi purta mereu când conducea. S-a stabilit că murdăria de pe pantaloni era de pe covorul din mașină și oamenii care susțin teoria că a fost vorba de omor spun că era îmbrăcată în haine de șofat, haine de ieșit afară, pentru că încerca să plece din casă în momentul ăla. A existat o ceartă, ea a amenințat că pleacă și nu se mai întoarce, iar soțul ei s-a asigurat că nu o să se mai întoarcă. Asta e teoria pe care o susține Mihaela Brooks, profiler FBI, care spune așa: sunt o grămadă de probe care arată că Mădălina Manole nu s-a sinucis. Principala chestie de care se leagă Mihaela Brooks e că pe gâtul artistei s-au descoperit niște zgârieturi, dar zice ea, nu erau chimice, nu erau provocate de o travă, ci păreau mecanice, părea că au fost produse de faptul că cineva a încercat să-i bage ceva pe gât. Ce mai spune ea e că din punct de vedere toxicologic, cantitatea de substanță pe care a înghițit-o Mădălina era suficient să omoare 3 elefanți. Dar la o astfel de substanță, indiferent ce dorință ar avea persoana respectivă, în momentul în care bagi o asemenea substanță în corp, organismul spune automat nu. Sunt niște reacții firești ale organismului care nu au fost prezente la Mădălina. Ce încearcă să spună profilerul e că în mod normal ar fi trebuit să vomite instant, dar nu s-a găsit nicăieri nicio urmă de vomă. Tot Mihaela Brooks se leagă și de faptul că o singură amprentă de la un singur deget de pe flacon a fost confirmată ca aparținându-i Mădălinei. Ce spune ea e că e imposibil să ții flaconul ăla doar cu un deget. Deci părerea ei e că cineva i-a luat degetul și a pus amprenta aia forțat acolo. Profilerul se leagă și de filmarea aceea din supermarket în care se vede că cei doi erau nervoși unul pe celălalt. Tot ea a spus următoarele: imediat după moartea ei, paparații l-au prins pe Petru Mircea cu amanta lui în mașina Mădălinei Manole, petrecea nopțile pe acolo. Din ce se știa, Mădălina Manole voia să divorțeze. Nu e confirmată chestia asta, nu se știe dacă Petru Mircea a avut o amantă sau nu, nu se știe cine era femeia aia cu care a fost surprins în mașină, nu a fost surprins în vreo ipostază anume, deci asta rămâne la stadiul de teorie. Ce îi se mai pare foarte ciudat profilerului e chestia cu pantalonii. Mădălina era o fată super organizată, foarte curată, casa era imaculată. O asemenea femeie nu s-ar fi dus niciodată la culcare cu pantaloni de ieșit afară și murdar de pământ. Era clar că n-a avut nicio secundă intenția să doarmă în noaptea aia. Voia să plece de tot de lângă soțul ei. Ca să împiedice chestia asta, soțul a vrut să se asigure că Mădălina nu o să plece nicăieri. Cam asta e ce crede Mihaela Brooks. Pe de altă parte, anchetatorii nu au găsit nimic care să-l lege pe omul ăsta de moartea soției lui, nimic care să sugereze un omor. Gândiți-vă că e într-adevăr un bărbat nevinovat care și-a pierdut soția, care și-a pierdut mama copilului lui și pe lângă suferința asta îl acuză și toată lumea că a contribuit la moartea ei. O să vreau să vă arăt câteva secvențe dintr-un interviu dat de el în care plângea spunând că băiețelul lui nu o să-și cunoască niciodată mama. Mircea Magdalena Anca. Asta trebuie să știe lumea. Pe ea am pierdut-o eu. Mădălina Manole trăiește, oameni buni. Nu aveam de ce să scriu pe cruce Mădălina Manole. Pentru că Mădălina Manole trăiește și va trăi atâta timp cât o vom purta în suflet cu toții. Și o veți purta în suflet cu toții. Copilașul acesta pentru mine este Magda. Așa cum și pentru ea copilașul ăsta era
Era puiul ei. Odată și un copil absolut, absolut extraordinar. Care, din păcate, nu va cunoaște niciodată dragostea de mamă și nu va avea după cine să strige mama. Vreau să vă mai prezint părerea două persoane publice care au cunoscut-o pe Mădălina. În primul rând, Maria Dragomiroiu, care a spus despre relația ei cu Mădălina. Citez: Mădălina a fost sora mea mai mică, ne-am spus și bune și rele, am învățat de la ea, ea a învățat de la mine, a acceptat și sfaturile mele. Însă a povestit un episod foarte interesant care acum, uitându-se în spate, îi ridică niște semne de întrebare. Vă citesc exact. Ea simțea ceva. Ea spunea că asupra familiei ei apasă un blestem și că s-ar putea să moară tânără și nimeni nu a fost lângă ea. Mama era departe, iar omul de lângă ea nu a iubit-o destul încât să o salveze. Eu, dacă aș fi știut, aș fi luat-o la mine, dar nu mi-a spus. Cu o zi înainte de nunta ei, a plecat de la noi din casă, la Botoșani, și nu mi-a spus că este nunta ei, deci ceva era în neregulă. Dacă aș fi știut prin ce trece ea, prin stările alea, atunci aș fi acționat categoric. O simt și mă rog pentru sufletul ei, pentru că este într-un loc în care nu este bine. Mă rog ca Dumnezeu să o ierte. A doua persoană publică care a vorbit despre Mădălina este Dan Negru, care a postat un mesaj pe 14 iulie 2023, anul trecut, când Mădălina ar fi împlinit 56 de ani. A zis că nu poate să uite discuțiile lungi pe care le-a avut cu Mădălina și că regretă că nu a putut să explice de ce nu mai era la momentul ăla faimoasă cum a fost odată. A scris așa: prima victimă celebră a discriminării de vârstă a fost Mădălina Manole. Mădălina era considerată bătrână la 35 de ani, trecută de prima tinerețe, scriau ziarele despre ea, la 35 de ani, era mult mai tânără decât sunt astăzi Miley sau Delia, era de vârsta lui Dorian Popa azi. N-am știut niciodată cum să explic de ce televiziunile nu mai voiau atunci. Era perioada în care televiziunile și radiourile căutau doar publicul tânăr între 18 și 49 de ani și orice părea vechi sau românesc era respins. Mădălina n-a rezistat, să nu o judecăm. Dacă îi judeci pe oameni, nu ai timp să iubești, credea Maria Tereza. Moral, noi toți ăștia care ne-am făcut treaba prin televiziuni, prin agenții de publicitate sau prin media în anii ăia, suntem criminalii Mădălinei. Noi toți asasinii ei. Mădălina a fost prima victimă a discriminării de vârstă din showbizul românesc și noi complicii crimei. Să ne învățăm măcar copiii că a înainta în vârstă nu înseamnă că îmbătrânești, înseamnă că trăiești. Din păcate, pe lângă amintiri, ce a lăsat în urmă Mădălina a fost numai scandal în familia ei. Este o filmare cu părinții ei urlând și plângând în fața casei ei, rugându-l pe soțul Mădălinei să-i lase să-și vadă nepotul. Unde să mă duc? Unde să mă duc, oameni buni? Să pot să văd nepotul meu? Acest om care n-a depus nimic în această curte a venit cu geanta pe mână și nu pot să-mi văd nepotul! Doamne, ia-mă după cuvântul ăsta, că nu mai pot! Acolo stăteam eu! Acolo stăteam criminalul! Copilul criminal! Criminalule! Nu te arunc peste gard! Nu te arunc peste gard! Sunt o mamă disperată, uitați acolo, căsuța fetei mele, acolo 7 luni de zile stăteam cu copilul și acum nu mai am dreptul să-l văd. Ce pot să fac? Uitați-vă, luați exemplu, lume bună, să spună și vecinii și toți, uitați cum stă pitit, a zis că să n-am venit să văd copilul. Uitați, deja de 10 luni de zile, de câte ori încercam să vin, cred că nici nu era copilul acasă. Petru, vrei circ? Nu te gândești la copil, vrei circ, Petru? Nu mai poți. E posibil. Vino cu copilul afară, Petrule. E ceva oribil, a rămas atâta durere în urma femeii ăsteia. Durere la care părinții ei
n-au mai rezistat foarte mult. Eugenia Manole, mama Mădălinei, a murit pe 4 martie 2017. Era grav bolnavă de cancer la plămâni, care a fost depistat cu 2 luni înainte să moară, iar boala a evoluat foarte rapid. În 2017, femeia ar fi împlinit 72 de ani. A fost înmormântată tot în cimitirul Bolovan din Ploiești, acolo unde în urmă cu 7 ani și-a îngropat fata. Apropiații știau că familia se pregătește să facă parastasul de 7 ani al Mădălinei și au spus cu toții că s-ar fi așteptat ca mai degrabă tatăl cântăreței să moară, pentru că avea probleme grave cu inima și a fost internat în repetate rânduri din cauza asta. Într-adevăr, nici Ion Manole n-a mai trăit foarte mult timp după. În 2020, la 77 de ani, a făcut o formă gravă de COVID-19, în urma căreia, pe 9 septembrie, a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitat și, deși inițial a răspuns manevrelor, ulterior a decedat. Apropiații spun că în urmă cu 4 ani Ion suferise un accident vascular cerebral din care își revenise, însă pierderea soției și faptul că nu avea voie să-și vadă nepotul l-au slăbit enorm. Cel mai trist mi se pare că părinții Mădălinei au murit fără să aibă voie să-și mai vadă nepotul. Înțeleg că a fost o situație grea, înțeleg că s-au adresat cuvinte grele, dar nu sunt de acord cu faptul că 3 adulți nu au putut să pună deoparte scandalurile dintre ei de dragul unui copil. Nu mi se pare drept că după ce că nu o să-și cunoască niciodată mama, copilul ăsta n-a avut o relație nici cu bunicii materni. Și evident că și pentru bunici a fost oribil, pentru că după ce că și-au pierdut fata, și-au cam pierdut și nepotul. Mi se pare că de dragul copilului trebuiau să pună cu toții totul în spate când erau de față cu el. Sunt sigură că puteau să stabilească cumva niște reguli. Nu știu, cât timp stă copilul cu bunicii, nu vorbiți urât despre tată. Tatăl, la fel, la rândul lui, să nu vorbească urât de bunici de față cu copilul. Și e liber să-și formeze el ce păreri vrea când crește. Oricum, mai ales cât încă era mic, până la 3 ani, când nici nu realiza ce se întâmplă, de ce să nu lași bunicii să-și vadă nepotul? Înțeleg că n-a fost o situație normală, obișnuită, dar mi se pare trist pentru copil. Și foarte, foarte trist mi se pare pentru Marian Manole, care și-a pierdut într-un deceniu sora, mama și tatăl. Pare efectiv că a trăit o dramă care nu se mai termina. Citez, a rămas singur pe pământ, fără soră, fără mamă, fără tată. S-a plâns public și de faptul că a trebuit să-și ducă tatăl la groapă într-un sac de plastic, astea erau reglementările în perioada cu coronavirus. Despre moartea tatălui, Marian a spus, și citez, l-am îngropat ca pe un câine. Fiul Mădălinei Manole, Petru Mircea Junior, e adolescent în toată firea, are 14 ani, anul ăsta face 15. Am reușit să găsesc și o poză cu el, mă rog, o să-i blurez fața, dar doar cât să vedem că a crescut. Și da, el și tatăl lui își trăiesc viața cât mai departe de ochii presei posibil. Ceea ce e de înțeles. Da. Cam atât despre moartea Mădălinei Manole, vreau să-mi spuneți ce părere aveți, a fost într-adevăr sinucidere, credeți că a fost vorba de omor, ce părere aveți de toată situația cu bunicii n-au voie să-și vadă nepotul, în același timp bunicii l-acuzau pe tată că a contribuit la moartea Mădălinei, cum credeți că trebuia gestionată situația pentru copil, ce părere aveți de ce a zis Dan Negru toată chestia cu faptul că era văzută ca bătrână, ca de modă veche, chestia că pur și simplu simțea că nu mai e la modă, nu mai era chemată la televiziuni, nu mai avea succesul pe care l-a avut odată. Ce lecție mi se pare nu că putem să luăm din cazul ăsta, ci că trebuie să luăm cu toții din cazul ăsta, e că depresia nu neapărat doar cea postpartum, ci depresia în general e reală. Oamenii suferă, fiecare trece prin ceva și doar pentru că nu se vede la exterior, nu înseamnă că nu e real. Ce e cel mai bine pentru toată lumea e să ținem minte că cuvintele și acțiunile noastre chiar pot să rănească. Ce încerc să zic e că trebuie să fim buni și toleranți unii cu alții, pentru că nu știm, nu avem de unde să știm prin ce trece fiecare. Am adus sângeraș ca să ne mai înveselim puțin. Mulțumesc mult că v-ați petrecut timpul cu mine. Noi ne vedem data viitoare cu un caz din nou cerut de voi. Vă iau toate cererile în ordine. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu. V-am cerut păreri despre 7 subiecte diferite, știu. Mă găsiți și pe alte platforme aici. Și gata, am plecat că adorme pisica. Oh, ce somn de e! La mama! Ai, la mama, puiule! Oi, Doamne! Nu mușca mâna care te hrănește, măgărițo! Subscribe!